Bine v-am regăsit, dragii mei, bine v-am regăsit, dragile mele, pe canalul Laura Scop. Se mai întoarce o persoană la care voi vă gândiți în momentul acesta, da sau nu? Pentru că sunt situații în care probabil că respectiva persoană ar putea să se întoarcă, dar nu știu dacă mai vreți voi să se întoarcă în viața voastră. Așa că, pentru detalii și dacă, bineînțeles, rezonați cu această etalare, rugămintea mea este să alegeți unul dintre cele trei pachete de cărți de oracol, dar nu numai acestea pot să vă vorbească sau probabil că, nu știu, prin intermediul culorilor sau nu, pentru că avem două nouă culori, s-ar putea să vă atragă atenția, dar am să pun la bătaie rățuiul cu care v-am obișnuit și rățușca cu care v-am obișnuit și minunatul căluț. Poate că vă spune ceva piesele, vă spun ceva piesele pe care le-am ales pentru voi, pentru a obține cât mai multe detalii despre subiectul pe care tocmai l-am expus. Bun, pentru prima variantă avem rățoiul, pentru cea de-a doua variantă rățușca și pentru cea de-a treia variantă căluțul. O să încep cu prima variantă, varianta rățoiului la minutul 01:20, rățoiul care o să ne spună, bineînțeles, dacă persoana respectivă la care voi vă gândiți în acest moment și v-aș ruga chiar să-i rostiți numele în gând, dacă se poate, se întoarce la voi și ce urmează pentru voi. Piedici, situația din trecut, ce este în inima persoanei respective, ce gândește, ce îi spune rațiunea și ce urmează dacă voi veți fi împreună sau care este și punctul vostru de vedere. Pentru că, nu-i așa, trebuie să vă întrebe și pe voi dacă mai vreți să se întoarcă în viața voastră. Ok, haideți să vedem ca energie generală a acestei prime etalări vis-a-vis de persoana la care v-aș juca în momentul de față să vă gândiți. Este o relație karmică, după cum spune și acest mesaj. Voi doi vă cunoașteți, fără doar și poate. Nu există dubii că nu v-ați cunoaște, este o persoană din trecut. Este o persoană care v-a rupt inima, o persoană care, din câte se pare, v-a cam lăsat așa cu un gust amar, de ce să nu recunoaștem momentul. Însă vă gândiți în continuare la această ființă și nu numai că vă gândiți la această ființă, probabil că vă gândiți ce ar fi dacă ați mai fi un cuplu sau dacă universul v-ar mai înlesni posibilitatea unei a doua, a treia, a patra șanse. El, un Don Juan, sau mă rog, pentru că energiile se întrepătrund, puteți să vă poziționați exact în situația pe care eu o expun. Un el șaten blonduț cu ochii închiși sau, mă rog, căprui, să spunem așa, tenul mediu, ea brunețică cu ochii închiși la culoare sau poate că este cu părul spicat, cu foarte sau cu fire mai multe de albe în păr, indiferent dacă ea este vopsită sau nu. Posibil ca să se gândească la o eventuală stabilire, stabilizare, stabilitate împreună cu această persoană. Să știți că, așa, overall, mie mi se pare că și persoana respectivă în momentul de față se gândește la voi, indiferent dacă v-a adus, eu știu, v-a pricinui neajunsuri sau nu. Pentru că se pare și acest lucru, dacă cochetați cu ideea de reîncarnări vieții anterioare, probabil că sunt deplătit niște polițe. Acum, eu știu dacă sunteți interesați sau dacă, eu știu, sunteți atrași de regresii în viețile anterioare, probabil că o să descoperiți în existența vieților trecute cuplul acesta dintre voi și aceste persoane, adică cumva persoana asta nu a apărut absolut deloc întâmplător și, nu știu, din fericire, din păcate, va mai apărea în viața voastră. În interiorul acestei etalări o să extrag și câteva mesaje pe care urmează să vi le ofere persoana la care voi vă gândiți în momentul de față. Poate să fie și un Bogdan, poate să fie și un Aurelian, Relu, Laura, Ion, Cecilia, dacă are cineva legătură cu Mănăstirea Gapia, zona aceea, nu știu, sau cineva locuiește Bucovina, Maramureș și zonele acelea superbe, superbisime din România, Mica, Camelia, Mirela,
ar ceva de genul, sau Carmina, în sfârșit. Nelu, Micu, Cosmin, ca, eu știu, prenume, mesaje suplimentare menite să vă identifice cu această etalare. Haideți să vedem ce înseamnă această relație karmică între voi, dintre voi, această relație karmică a voastră. Ca semne zodiacale importante, Gemenii, în primul rând, Vărsător, Pești, Leu, Capricorn, Berbec, de asemenea, Săgetător, dacă am mai zis, Fecioară. Fără doar și poate cineva a renunțat la relația asta dintr-un foarte mare orgoliu. Cineva și-a luat zborul, probabil că, după cum se vede, și turnul din Pisa, dacă ați vizitat zonele alea, sau poate că există posibilitatea ca persoana respectivă să locuiască în zonele acelea, cu atât mai bine. Dar ideea este că din foarte multă mândrie, din foarte multă încăpățânare, din foarte multă vanitate, energia masculină și-a luat zborul către alte relații, către alte, către alte zări, ca să zic așa. Deci fie că este vorba de a părăsi relația, de a se desprinde și de a merge mai departe alături de, nu știu, cineva, altcineva. Dar să știți că toată această zonă de disconfort creată de persoana respectivă este înlăturată. Probabil că și de o parte și de cealaltă vă gândiți dacă mai este posibilă această reîntoarcere, dacă persoana respectivă se schimbă și dacă există varianta ca la un moment dat Universul să vă reîntâlnească. Avem și niște inițiale aici predominante, R, R de la Radu și M de la Marius. Persoana care poartă pălării sau persoana care lucrează, eu știu, în domeniul aviației sau face călătorii sau zboară dintr-o țară în alta sau vă aflați la distanță. Mi se pare că totuși o relație la distanță, asta dacă nu cumva nu mai vorbiți de 18 luni sau dacă de 18 luni, de 2 ani, chiar și 3 ani. Să știți că aici aveți un soare care iese după o perioadă îndelungată, de stană de piatră, necomunicare. Dorința, cred că și a celelalte persoane, de a reveni în viața voastră. Să știți că aveți abundență emoțională, fără doar și poate nu vă ascund acest lucru și nici n-aș vrea să vă induc stări false, că de asta spuneam, fiind o relație karmică, relația asta nu se termină aici, este o poveste neterminată, dar care vă și extenuează deopotrivă, pentru că nu știți încă ceva cu certitudine, ceva clar. Există aici o nesinceritate, voi ați fost, sau energia feminină a fost sinceră, energia masculină văd că este o persoană la distanță și care a ales nu de puține ori să caute și atenția altor persoane, mai puțin a voastră în ultima vreme. Energia feminină poate să fie și cu părul grizonat, ochii negri, sau părul blond, ochii negri. Abundența este de partea dumneavoastră sau de partea energiei feminine. Este vorba despre data de 24, este vorba despre o îndrăgostire, zic eu. Văd și o energie feminină între alte două energii masculine, gândindu-mă la faptul că probabil există ceva fizic, există o persoană din trecut cu care aveți o relație karmică, se poate să fie și un fel de justiție, pentru că, ce credeți, energia feminină s-ar putea, în scurtă vreme, dacă deja nu se întâmplă, să discute și cu alte persoane pe rețele de socializare sau să înceapă o frumoasă și nouă experiență romantică la distanță pe rețele de socializare și să nu îi mai acapareze atenția cel sau cea din trecut. De aceea, decizia va fi în terenul energiei feminine. Cumva lucrurile încep să se concretizeze ușor-ușor din acest punct de vedere pentru energia feminină, așa că celălalt din trecut s-ar putea să facă și anumite lucruri probabil destul de nedemne, să zic așa, asta în cazul în care află că voi sunteți împreună cu altcineva și să încerce să vă bage strâmbe, să vă pună bețe în roate, astfel încât voi să nu fiți fericiți sau fericite, un soi de dacă a mea nu este să nu fie anima lui sau dacă al meu nu este să nu fie
anima lui, din câte se pare. S-ar putea să fi pierdut pe barba sa, dacă pot să mă exprim așa mai lejer și popular. Pentru voi există abundență, există îndrăgostire, există o mândrie a voastră cumva gâdilată prin întoarcerea persoanei respective, care nu îi este absolut deloc comod și nu este absolut deloc în confort să vă știe cu altcineva, dar asta este: cine pleacă la plimbare pierde locul de onoare. Asta este. S-ar putea pentru persoana la care voi vă gândiți acum din trecut să fie cam târziu, pentru că pe voi vă așteaptă, cum spuneam, o nouă experiență romantică după ce alte persoane au renunțat la voi. Văd, simt că este vorba despre formarea unui cuplu, chiar dacă persoana respectivă este la distanță, cumva energetic vă ține în brațe, sau dacă v-ați pus această dorință în, și ați emis-o univers și o vreți, doriți ca această persoană nouă să intervină în viața dumneavoastră, șanse să știți că sunt foarte mari, chiar dacă cealaltă ființă din trecut își va face din nou apariția, dar ca să strice pluile, să știți, pentru că nu îi convine absolut deloc să vă știe cu altcineva. O dată de 29, dacă vă spune ceva, 21, 18, 24, asta în cazul în care, eu știu, există o dată de naștere, există, eu știu, o dată în care v-ați cunoscut, v-ați despărțit în sfârșit. Deci la voi văd o îndrăgostire, s-ar putea să aveți un milion de fluturași în stomac în scurtă vreme, ceea ce cred că vă este extrem de benefic, pentru că ieșiți din zona aceea de disconfort, de plâns, de anxietate, îndreptată către noi aventuri. Asta spun, asta simt. Haideți să vedem ce mesaje v-ar da persoana din trecut, pentru că, ați văzut, este o intervenție ușor bizară din partea acestei persoane, știindu-vă cu altcineva. Am să extrag trei mesaje, pentru că vreau să știu ce are de gând și de ce vrea să vă încurce ploile. Și-a învățat lecția și s-ar putea să vină cu acest mesaj în întâmpinarea situației prezentate, spunând că ok, mi-am învățat lecția, merit și eu acum a doua șansă, nu trebuie să intri repede în altă relație și nici nu credeam că mă poți uita așa ușor, dar să știi că eu nu sunt flexibilă, dacă vrei bine, dacă nu vrei, că tot, știți cum vine, tot cu mândrie și cu vanitate, știți? Adică ok, eu sunt cel care îți dau ție o șansă, sau cea care îți dau ție o șansă, deși el sau persoana respectivă, da, ea, el au greșit. Într-adevăr, posibil să fi fost vina mea. Bine, acum dacă este să interpretăm acest mesaj, este cumva o conștientizare personală. A fost vina sa, dar a dat vina pe voi și în continuare nu va recunoaște, mai ales că este rănit sau rănită în orgoliul propriu. Deci ar putea ca voi să îi dați papucei și să spună ok, bine, oricum nu eram valabil pentru tine, dar în sfârșit este pierderea ta. Adică după ce că totul greșești, după ce că totul ai bubițe în cap, totul vii și vrei să, cum să vă spun, să totul ești foarte, foarte mândru. Probabil că dacă adopta un alt, nu știu, un alt stil, probabil că i-ați mai fi dat, să zic așa, o șansă. Carte de final, cred că s-ar putea să vă gândiți, odată cu apariția acestei persoane, s-ar putea să vă gândiți destul de mult la ce să faceți vis-a-vis de el sau de ea, dar cred că mai mult de 80% există acea posibilitate să tăiați răul de la rădăcină. Nu luați o decizie foarte rapid, probabil că și foarte bine faceți, asta înseamnă că dați dovadă de echilibru, de stabilitate și fiecare pasăre pe limba ei piere. Deci numai în momentul în care se va da în stambă vis-a-vis de voi, atunci sunt șanse foarte mari ca voi să vă dați seama că nu mai are niciun sens să dați o șansă unei persoane care nu se schimbă și care va face absolut tot felul de probleme și în continuare va merge pe aceeași linie. La fel, atât de 23 este de depărtare. În continuare, să știți că fără voi persoana respectivă va rămâne la fel de, cum să le zic, la fel de mândră, la fel de
nestatornică, la fel de cuceritoare, pentru că este un bărbat bine sau este o doamnă bine, fără doar și poate, însă la fel de însingurată din, nu știu, fericire, păcate, nu știu cum o să primească această persoană această veste, dar sunt șanse foarte mari să rămână, să aibă o bătrânețe izolată, să aibă o bătrânețe plină de singurătate, ne-am zis, din păcate pentru această persoană, dar pe minunatul tron, pe cum să vă zic, da, probabil în continuare să fie adulat, adulată, în continuare o să-i se cânte în strună, dar v-am zis, nu cuplu, nu statornicie, nu cuplu și așa mai departe. Bun, aceasta a fost prima etalare. Haideți să vedem cea de-a doua. Cea de-a doua etalare, minutul 15:44, rățușca. Ok, hai să vedem rățușca cea frumoasă, două secunde. De-le. Așa că s-a deschis biroul. Bun, pentru cea de-a doua etalare avem rățușculița aceasta drăguță. Dacă puteți și să mă rog, dacă nu vă uitați în descrierea generală a clipului de mai jos, aveți mutați cursorul și ajungeți la obiectel. Ok, haideți să vedem care este energia generală a celei de-a doua etalări. Se întoarce, se mai întoarce la voi? Este posibil să se întoarcă? Ia să vedem. Da, este vorba despre aceste două mesaje care ne vorbesc despre împăcare, reconciliațion, după cum vedeți, reîmpăcare, reconciliere și nuevo amor, o nouă dragoste după această împăcare. Altfel spus, probabil că persoana respectivă, persoanei respective, probabil că îi se întâmplă ceva în viața sa personală, astfel încât parcă se trezește sau se retrezește la viață. Ceva îl determină sau o determină. O să vedem imediat despre ce este vorba. Să își dea seama că este urgent acum, ori niciodată, să se împace cu voi, să revină la voi. Amândoi sunteți bruneței sau cel puțin cu părul închis la culoare. Doar culoarea pielii, să zic, este diferită, ochișorii închiși la culoare, așa ca descriere nici de cum obligatorie, sau cu părul castaniu, părul castaniu sau roșcat cu ochii căprui, cred, ia. El posibil o persoană oficială sau o persoană care este factor de decizie sau lucrează în cadrul armatei sau lucrează într-o clădire oficială, în sfârșit. Eu văd că mai mult decât atât, mai ales dacă este balanță, dacă este vărsător, gemeni, cum spuneam, pești, rac, s-ar putea să aveți parte și de o împăcare în ideea în care vine și se așează în genunchi să-și ceară iertare. Mă rog, că este la figura sau nu. Adică văd de data aceasta, spre deosebire de prima etalare, că chiar își dorește să vorbească despre greșelile trecutului și să încerce o nouă poveste de dragoste în care să vă implice și pe voi. O persoană din trecut revine în viața dumneavoastră. Cred că ați visat foarte mult la lucrul acesta sau cel puțin cei care au ales a doua etalare s-ar putea să își fi dorit sau să fi manifestat această împăcare. Într-adevăr, o perioadă cu nori negri, cu nori grei, o perioadă plină de incertitudini, de îndoieli, de, eu știu, tot soiul de întrebări, vine, nu vine, mai este posibil să revină în viața mea această persoană și eu probabil că o să aveți pentru ce să fiți recunoscători, pentru că și persoana respectivă cred că face pași repezi către voi și aici vorbim de concretizare, de materializare, pentru că spre deosebire de prima etalare unde era așa un soi de hologramă, acum văd că fizic persoana respectivă există, adică respiră, o vedeți, o pipăiți, respiră.
Haideți să vedem în continuare ce putem să aflăm vis-a-vis de această reîmpăcare, împăcarea anului, dragii mei. Acum că o vreți, că nu o vreți, o să vedem despre ce este vorba și ce se întâmplă dacă voi doi veți rămâne împreună. S-ar putea să aveți parte de echilibrare, reechilibrare. Avem aici o frumoasă balanță. O frumoasă Lovebirds, dragii mei. Păi da, cred că această carte vorbește de la sine. Aceasta este cartea îndrăgostiților. Vă este în destin această persoană și exact cum spuneam și mai devreme, vechea și tradiționala și celebra întrebare shakespeariană, a fi sau a nu fi, merge acum procentual în partea de răspuns câștigător. Este că la voi, e clar, este mingea în terenul vostru, mai ales că există aici o energie feminină care își va spune, în sfârșit îmi dau seama de ce a întârziat răspunsul să apară sau de ce această întârziere a realizării acestui cuplu dintre mine și persoana respectivă nu s-a întâmplat atunci, se întâmplă acum. Este vorba despre o nouă perioadă de conștientizare a situației per total a voastră, trecut, prezent și viitorul, care văd că sună bine, aveți un deasupra capului și o potcoavă. Asta înseamnă că urmează o perioadă plină de noroc, aveți 10-le de cupe, care înseamnă oficializarea unei căsătorii, oficializarea unui cuplu, cuplul în sine, armonie, posibilitatea unei cereri în căsătorie logotnă, mutatul împreună. 10 de cupe, vi se umple toate cupele, ce să vă zic, pentru că și sunteți împreună. Eu zic că este vorba despre, în final, zarurile vor fi aruncate astfel încât voi să fiți împreună. Există o ezitare din partea energiei feminine, o oarecare frică, dar eu zic că până la urmă nu aveți de ce să vă faceți griji, pentru că avem aici un vărsător și avem și o fecioară, leu, cineva care scrie, schimb de mesaje, contact, telefon și pești, oarecum, în ceea ce privește reuniunea cu o persoană din trecutul vostru. Veți trăi o perioadă, așa cum să vă zic, parcă aveți lumea la picioare. În alte situații s-ar putea să fie vorba despre o persoană care renunță la un trio. Această etalare adresându-se și pentru persoanele care se află într-un trio, mă gândesc la ființa la care voi o aveți, pe care voi o aveți în gând, dacă renunță la cineva în favoarea dumneavoastră, sunt șanse enorme să renunțe la tot și la toate pentru a fi împreună cu voi, pentru că vă este în destin și aveți aici un început magic. Persoane grizonate, persoane cu părul spicat, ochii cameleonici, așa, cu o veste. O veste poate să fie și o veste oficială, o veste care o să vă ofere un fresh new start, așa, o nouă gură de oxigen, cu dragoste, cu pozitivitate, cu flexibilitate, dar și cu o oarecare umbră de ezitare, în ideea în care vă este frică de, parcă vă este frică de ceea ce urmează să se întâmple atât de bine pentru voi neașteptat, sau poate că ați așteptat de mult în sfârșit să intervină o relație așa cum voi vă doriți. Vorbim de energii feminine mature. Avem și persoane cu părul cărunt, ochii negri. Vorbim de vârste de 32, de 62, de 53, de 44, de 9. Deci vă este în destin. Destinul este reprezentat de apariția acestei persoane din trecutul dumneavoastră. S-ar putea să fie o diferență de vârstă între energia feminină și energia masculină. Energia masculină fiind mai mică sau mult mai mică în unele cazuri, dar nu este un impediment, nu este o piedică pentru voi, pentru că văd că primează iubirea și dorința, foarte multă dorință de apropiere, de împământenire ca și cuplu. Probabil că ați fost destul de multă vreme la distanță, probabil că ea s-a înverșunat la un moment dat și a pus stop aceste relații până când el să își rezolve
problemele, pentru că nu mai putea, extenuată fiind emoțional de acest du-te vino, însă se pare că el vine așa fulgerător, nu neapărat surprinzător, dar parcă are ceva în mână și vă spune: în sfârșit am reușit să fac asta, sau în sfârșit s-a întâmplat asta, sau în sfârșit din momentul acesta sunt liber de contract, liberă de contract și putem să fim împreună. Haideți să vedem ce mesaj are în mână, pentru că este vorba despre acest mesaj, această victorie. S-ar putea să fie profesor, s-ar putea să fie profesor de yoga, să cocheteze cu acest profesorat sau în yoga, spiritualitate. Este o persoană, sau devine o persoană extrem de flexibilă. Deci dacă până acum era o persoană care nu se putea mișca, nu putea, o relație tăinuită, de exemplu, în unele cazuri, acum pare că a face alegerea vieții sale cu gândul la voi. Viața sa fără voi nu a mai însemnat nimic, deci fără voi nu mai mirosea nici măcar o floare. Probabil că am fost destul de tineri atunci sau destul de necopți, poate să fie interpretat și așa mesajul, și probabil nu eram suficienți de maturi, suficient de maturi, indiferent de ce vârstă aveați, ca să fim un cuplu, sau nu s-a întâmplat atunci, că vedeți, de asta spun, o să vă veți da seama de ce au fost aceste întârzieri necesare și probabil că o să aflați de la el, pentru că veștile sunt oficiale sau sunt legale, legalizate, etc., etc. Îmi pare rău că m-am ascuns sau am ascuns de tine sau m-am ascuns de tine sau am ascuns de tine ceea ce am simțit cu adevărat atunci, dar poate că eram prea tânăr, poate că eram prea necopt, poate că eram imatur ca să îmi dau seama că tu ești adevărata mea iubire. Carte de final. Gigi, Gică, Ana, Alin, Alina, Cuma, Dumi, cu Z foarte mult. Escu la final. Cătălin, Roxana, Petre. Petru, Gina, Gina Regina, Carina, Maria, Dea, Luminița, Mirela. Aș ruga să vă faceți voi, să faceți voi potrivirea de nume. Eleonora, Elena, Laur, Laurențiu. Pitești, eu zic și ce-mi vine în cap și ca ce-mi vine în cap și ca orașe, dacă este. Foarte multe persoane care locuiesc în mediul urban. Și comune, de exemplu, cu Mești la sfârșit. Ulmești, Pitești, Ești la final sau și nume. Ok, haideți să vedem și două cărți de final. Poate să fie Taur și Gemeni, să semne zodiacale care s-au evidențiat extrem de mult. Taur și Gemeni, poate să fie și cuplu, sau este vorba despre acea împământenire. S-ar putea să trageți acum de data aceasta ambii la căruța acestei relații. Voi sunteți în așteptare, aveți ce să așteptați, pentru că avem și un leu. Uite, Gemeni, Taur, Leu. Aveți ce să așteptați, pentru că totul este așa ca un scurt circuit, vești de la persoana respectivă, care este exact sufletul vostru geamăn, reîntoarcerea sufletului vostru geamăn. Cam atât pentru cea de-a doua etalare, faină tare cea de-a doua etalare, da, și prima, numai că acolo voi s-ar putea să nu mai vreți să aveți de-a face cu persoana respectivă. Haideți să vedem acum ce ne povestește și căluțul. Minutul 29 și 10. Căluțul, ia să vedem ce ne povestește căluțul.
Ca energie generală, puteți să vă gândiți, bineînțeles, în timp ce eu amestec cărțile, să vă gândiți la persoana voastră și haideți să vedem împreună dacă revine în viața voastră sau este cazul să vă reorientați și acest lucru cât mai repede. Haideți să vedem sau eventual să nu pierdeți niște oportunități din cauza faptului că rămâneți în trecut, stați acolo în trecut și nu vreți să uitați o persoană care, mă rog, nu a fost sau a fost conform așteptărilor voastre. Voi sunteți în așteptare, dragii mei. Așteptați, așteptați și această situație despre care noi urmează să vorbim necesită să aveți încredere în formarea unui cuplu. O să vedem dacă este vorba de spre formarea unui cuplu cu o persoană din trecut sau cu o persoană care abia așteaptă să intre în viața dumneavoastră. Ca energie generală, acestei persoane, dacă este bărbat, poate că identificați mai ușor persoana respectivă, dacă este din trecut sau măcar nu treceți pe lângă ea, dacă o vedeți pe stradă și vă bagă în seamă sau vă trimite un SMS sau un mesaj pe rețelele de socializare. Persoană cu fruntea ușor lată, părul pe o parte, s-ar putea să fie cu părul închis la culoare, s-ar putea să aibă mai rar aici, dar nu obligatoriu. Părul închis la culoare poate să fie și roșcovan, nasul ușor ascuțit, fața ușor prelungă. Este o față care nu este comună, în unele cazuri s-ar putea să aibă un pic de mustăcioară, este genul acela al... nu știu, în unele cazuri, sau părul, firul de păr extrem de tare sau foarte tare, tenul alb mediu, ea posibil cu tenul alb, mai mult alb, ochii închiși la culoare, părul închis la culoare, o persoană ușor posesivă, nu știu dacă vă identificați cu această persoană, dar este ușor posesivă, el persoană care s-ar putea să schimbe uniforme. Acum paleta de joburi este extrem de largă și extrem de diversă. Știți că dumneavoastră sunteți cei sau cele care reușiți să vă dați seama despre ce persoană vorbesc, despre cine vorbesc. Așa că n-am să enumăr toate joburile, că vă dați seama, v-aș lua din timpul prețios pe care îl avem cu toții. Posibil să fie o ființă care v-a spus să așteptați, însă, așa cum simt eu, mai mult că energia feminină nu mai are absolut deloc răbdare, pentru că a trecut ceva vreme de când el i-a spus ai răbdare până îmi rezolv eu situația personală ca să fim împreună. Până la urmă, nici n-aveți ce să faceți, știți? Adică, mai mult de atât, n-aveți ce să faceți, că și dacă urmăriți persoana respectivă, n-ajungeți la nicio rezolvare, la nicio soluție, mai ales că persoana respectivă pare că este la o distanță remarcabilă și nici nu aveți posibil cunoștințe comune ca să puneți în ghilimele un detectiv particular să-l urmărească, să vadă dacă vă este fidel sau nu. Adică simt că, virgulă, cumva nu prea aveți mână liberă să aflați foarte multe vești de la această persoană, ci să vă încredeți doar în cuvintele lui sau în cuvintele ei, mai ales dacă de ceva vreme a și dispărut cumva din viața dumneavoastră sau nu v-a mai dat mesaje, nu v-a mai căutat și cu atât mai mult vă este din ce în ce mai greu să aveți încredere într-o himeră, adică o fantomă, ai încredere că vin eu într-o joi, într-un an, doi. Nu merg așa lucrurile, dar văd că desprinderea voastră de această persoană este anevoioasă către mai deloc. Adică, indiferent că într-un proces de 40% simțiți cumva până în măduva oaselor că nu va mai fi nimic între voi, parcă nu reușiți să vă desprindeți și parcă doriți să aflați cumva dacă persoana respectivă v-a mințit, a vorbit serios, este momentul să aveți încredere că veți prospera alături de această persoană sau că relația voastră va prospera sau că va fi într-adevăr abundență emoțională și acea bucurie promisă de respectivul sau respectiva. Asta doresc și eu să aflu pentru a avea niște confirmări. Să știți că v-a ieșit acolo un cornul al abundenței. L-am simțit așa până în modul vaoaselor, un cornul abundenței, așa că probabil că
dacă această energie generală spune ca să aveți încredere, pentru că există o așteptare. Adică închipuiți-vă pe Cupidon cum este cu arcul gata să-l tragă și celălalt vine și spune stai puțin, mai stai puțin, că totul trebuie făcut ca la carte. Știți, este o persoană, mie mi se pare această ființă, despre care am vorbit mai devreme și mai ales dacă este bărbat, o persoană destul de pragmatică. Vrea ca totul să fie aranjat, vrea să controleze situații, vrea să știe exact ce, cum, când, unde. Nu mi se pare că este o ființă extrem de spontană. Mai mult energia feminină este mai spontană, iar celălalt conservator. Trebuie să știe, trebuie, nu face față foarte bine schimbărilor persoana respectivă, de aceea trebuie să știe dinainte ce se întâmplă. Ok, haideți să trecem la ale noastre. Am să aleg aceste cărți. Am să le las, nu am să le aleg, pentru că deși sunt multe. Ce v-am spus eu că este cornul abundenței? O mare realizare. Până la urmă, cred că încrederea asta de care tot vă vorbea persoana respectivă, dacă ați avut-o sau dacă o aveți, nu face altceva decât să vă ducă într-acolo încât să aveți speranța unui nou început. Această carte, împreună cu cealaltă, înseamnă că sunt toate șansele ca voi doi să rămâneți împreună și să vă recapătați intimitatea după ce respectiva persoană renunță la o căsătorie. Deci, vedeți, există aici o disperare și cred că probabil de asta v-a și spus să mai așteptați să-ți rezolve această situație personală, probabil cu căsătoria, pentru a fi până la urmă un cuplu în toată, mă rog, în adevăratul sens al cuvântului. Ea așteaptă, ea așteaptă de ceva vreme acel telefon să fie contactată și uite că sunt șanse foarte mari ca să fie reluată nu numai această conexiune, dar să duceți această relație la un nivel următor după ce lucrurile în viața sa personală este terminată, este rezolvată, sau poate că există un șantaj emoțional din partea copiilor săi, fie sau copilului copilei, vis-a-vis de o căsătorie. Cumva văd sau simt că este vorba despre o persoană, dacă este un el, s-ar putea să mai aibă un copil din prima căsătorie, poate un băiat care se căsătorește la rândul său și nu-i convine de voi sau nu-i convine că tatăl lui sau tatăl ei, după caz că sunt energiile, se întrepătrun să fie implicată într-o altă relație de teama unor beneficii, de teamă că, eu știu, nu mai are aceleași avantaje, aceleași beneficii și îl vrea pe tatăl său sau pe mama sa 100% în relație. Nu vrea să împartă părintele cu altă ființă. Că știe de voi, că nu știe de voi, persoana respectivă vine cu tot soiul de șantaje astfel încât să își stabilească părintele în relația lor și probabil că după toată această rupere, această veste oficială, probabil că părintele despre care vorbesc taie cumva nu de tot, dar încearcă să limiteze că una e una, e alta e alta, faptul că vrea să se implice într-o altă relație cu voi, de exemplu, nu are nicio legătură cu avantajele oferite copiilor, dar, mă rog, ceilalți nu înțeleg și atunci va trebui să ia această decizie, că de asta spuneam, mi se pare că este o persoană destul de pragmatică și are nevoie de această perioadă în care să fie pragmatică, să fie obiectivă, să ia niște decizii clare, astfel încât să nu lezeze pe nimeni, nici pe voi, nici cealaltă parte, sau, mă rog, întreaga sa situație personală cu care se confruntă, da? Una peste alta, țineți minte că aveți aici o mare realizare. Deci cum să spun? Deci cum sunt așa cărțile? La mijloc, după cum vedeți, este cornul abundenței. Deci clar o realizare. Aici, în ceea ce înseamnă partea sa, înseamnă ori o căsătorie, ori șantajul acela emoțional care îl disperă pe al vostru sau o disperă pe a voastră. Asta, probabil că mai există și pe aici, pe acolo, niște situații în care persoana respectivă și-a pierdut locul de muncă, dar asta pentru categorie mai mică de urmăritori ai acestui clip. Adică, probabil că, mă rog, acolo există tot soiul de inadvertențe, conflicte de muncă, disponibilizări și atunci trebuie să-și rezolve partea aceasta ca să vină către voi într-un nou început relaxat și cu un nou job. Mai puțin, m-am spus, un 20%.
în ceea ce privește căsătorie, să-și rezolve partea aceasta cu căsătoria, cu șantajele emoționale, iar ceea ce vă așteaptă pe voi, vă așteaptă roata norocului, început și căpătarea intimității sau să fiți un cuplu, să reușiți cumva să stați de vorbă cel puțin la o cafea, la un ceai sau să puneți cumva țara la cale după această tevatură făcută în trecutul său. Persoane șatene și șatene cu ochii căprui verzui, ele la fel cu ochii deschiși la culoare, tot așa un soi de căprui verzui. Vârstele sunt de la 32 până la 62 de ani, noi început, trio foarte mult simt aici, deci toată această așteptare probabil că gravitează în jurul acestui trio, dar tot persoana respectivă va găsi soluția pentru rezolvarea acestei probleme, să împace și căprița și varza, astfel că nimeni să nu aibă de suferit. Deci probabil că situația asta are nevoie de confianță, de încredere, pentru că acestea sunt datele problemei și mai mult decât atât nu prea aveți cu ce să jonglați, nu prea aveți ce să faceți decât să vă bazați pe vorbele acestei persoane și să aveți încredere că ceea ce a spus este și adevărat. Haideți să vedem ce vă va transmite asta casă, trei cărți, ca să fiți și siguri sau sigure de ceea ce a spus de vorbele sale. Este o persoană care în foarte multe cazuri a părăsit relația, dar nu a abandonat-o, ci a preferat, exact cum spuneam și la începutul etalării, am preferat să plec din relație pentru că m-ai fi părăsit tu și atunci lucrurile ar fi luat o razna pentru că eu am plecat, nu că nu mai vreau să fiu cu tine. Încerc să dau o explicație cât de cât rațională. Plec din această relație, eu știind că am în spate niște lucruri de rezolvat, tu fiind foarte pătimașă și foarte, cum am spus la începutul etalării, ușor posesivă, nu ai fi înțeles, mai ales că noi suntem la distanță, posibil să nu ai fi înțeles că eu nu mai am nimic cu persoana respectivă, dacă era o relație, dacă era trio, sau și m-ai fi părăsit tu și s-ar fi distrus relația. Așa că am preferat să fac eu acest pas, să plec din relație până îmi rezolv toate problemele. Iar dacă am un copil și mă șantajează emoțional, o să încerc să-i explic că n-are legătură viața mea personală, iubirea mea și ceea ce urmează să fac cu faptul că tu vei dispune în continuare de toate, de toată prezența mea, de toate beneficiile în continuare și de absolut tot ceea ce ți-am dăruit și până în momentul de față o să am grijă în continuare de tine și așa mai departe. Pentru că din partea cealaltă se simte o frică, o destabilizare, o frică de a nu a mai fi acea rutină. Că dacă este vorba despre un trio, cealaltă probabil sau celălalt se agață cu dinții de rutină, nu de persoana respectivă. Aolo, ce mă fac eu fără tine? Păi nu fără tine, că poate nu mai existau sentimente de multă vreme. Ce mă fac eu fără rutina aceea? Pentru că creierul meu era învățat cu un anumit pattern. Era învățat așa. Cum să fac eu? Cum? What? Adică se schimbă absolut tot. Dezrădăcinare. Este extrem de greu de învățat această lecție. Și atunci, de asta zic că energetic și fizic era prins sau prinsă de foarte multe lucruri. Îmi doresc să, exact cum vedeți că spuneam că are de împărtășit o veste foarte mare și își dorește foarte mult și asta cred că o să vă și transmită în proporție de 70-80%, îmi doresc să împărtășesc această veste mare cu tine. Deci are să vă dea o veste foarte mare și mai mult decât atât își dorește să vorbiți cu el, își dorește să vorbească cu voi sau cu ea, depinde de situație. Probabil invitându-vă undeva, chiar și virtual, punându-vă o muzică, vorbind în același limbaj pe rețele de socializare, așa cum vorbeați voi, codificat sau nu, mă rog, nu vorbim de blocaje aici. Deci dacă se blocați, nu înseamnă că etalarea nu este pentru voi. Este vorba despre dorința aceasta de a
relua și de confirmarea că, că respectiva persoană a spus adevărul și numai adevărul. Deci, veste mare, probabil veste așteaptă să vă dea această veste că în sfârșit și-a rezolvat toate situațiile și că răbdarea v-a fost sau vă este răsplătită astfel încât voi să deveniți un cuplu. Dar până la câștigarea acestei intimități, probabil că o să vă întâlniți, o să duceți această relație la un nivel următor, poate o să o consumați din punct de vedere fizic, intimitate cât cuprinde, asta înseamnă că voi doi nu v-ați cunoscut foarte bine și acum, de fapt, urmează acea perioadă în care o să vă cunoașteți din ce în ce mai bine, o să vă descifrați, o să vedeți până la urmă frumusețea cuplului, pentru că dacă persoana respectivă era în cuplu, dacă nu avea relațiile puse la punct, dacă nu avea cu copilul, cu cățelul, cu purcelul, nu era totul pus la punct atunci, nu era atent la relația asta voastră, lipsea momentul în care voi vroia să fie lângă voi. Deci, probabil că a vrut să-și rezolve omul problemele până când, pentru ca voi să fiți liniștiți și să vă vedeți voi de cuplul vostru. Deși v-am zis, voi sunteți mai duri, mai dure, așa, mai posesivi sau posesive. Carte de final pentru voi. Avem și pești aici. Ce să vă zic? Sunteți sau veți trece printr-o perioadă de încărcată de senzualitate și intimitate cu posibilitatea ducerii acestei relații la un nivel următor și consumarea ei din punct de vedere intim. Foarte multă intimitate, foarte multe adevăruri, sinceritate. Și construire, de asta zic, că s-ar putea să mergeți mai departe, să construiți. Nu știu ce ar putea să vă mai spun, doar că persoana respectivă este posibil să ia o decizie care ar schimba sau i-ar schimba întreaga viață cu gândul la voi. Dragii mei, dragile mele, eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, vă îmbrățișez cu mare, mare drag, mulțumesc tuturor celor care mi oferă mesaje zilnic, vă pup, vă iubesc, sunteți în permanență în rugăciunile mele, aveți grijă de voi, să aveți zile binecuvântate cu iubire, cu pace, cu armonie, mulțumesc de asemenea tuturor celor care se abonează zilnic la acest canal. Abia vă aștept în fiecare seară de luni până vineri la ora 8, la ora 20 pe canalul Laura Scop, unde o să vorbim despre câte lună și stele, sâmbătă și duminica. Orele sunt puțin diferite, dar mă rog, contează mai puțin, contează să vorbim și să discutăm și să obținem cât mai multe direcții și informații, astfel încât să avem cât mai multe rezolvări, așa cum ați obișnuit. Numai bine, vă pup! Pa, pa!